Damian, I was born in Romania, and I'm coming from a family of musicians. Everybody in my family is musician for the last seven generations. I originally started to play music when I was 3 years old, and I started playing piano and then drums and then accordion and double bass and cymbalum, and by age 10 I started playing the pan flute. And 2 years later, after practicing a lot of the pan flute and studying classical music, I won five gold medals in Romania, and I started being considered a child prodigy. As a musician, he's amazing. When I first went in to record with him, I had heard the tracks and played on the tracks. Then, some time went by while we were in the studio before I actually heard Damian play. Then he picked up the pans and started playing. I couldn't believe what I was hearing or seeing. It's almost like I had to see it to believe it. And even then, it was hard for me to believe what I was seeing and hearing. I never heard anybody do what he does on that instrument. It's just uncanny. It's like superhuman. Just on that level, viscerally, it hits you as this superhuman ability. But at the same time, he has so much heart and so much passion. Am observat un lucru din propriile mele experiențe, adică când nu te implici în ceva, când nu faci lucrul ăla, când nu sacrifici, când nu compromiți, când nu pui inimă 100%, când nu ești pasionat despre lucrul ăla, nu iese cu același gust, nu iese cu același sunet, nu iese cu același lucru. Deci dacă pot să-ți dau un răspuns mai concret, presupun că cu atât mai mult cu cât înaintăm, progresăm în alte domenii, cu atât mai mult pierdem momentul ăsta al spiritul și magia superbă. Frica de Dumnezeu este primul pas spre înțelepciune. Și nu cred că ar trebui să facem asta din cauza că avem o frică față de Dumnezeu. Ar trebui să o facem pentru că tu, persoana în cauză, simți lucrul ăsta și de fiecare dată când îți pui o întrebare existențială, te gândești, Doamne, e bine să trăiesc doar în mișcarea asta a individualismului, unde totul este doar despre mine. Pentru că problema cea mare, cred că este comportamentul nostru de zi cu zi. Comportamentul nostru unde am devenit așa de individuali, individualiști, sub orice formă, totul este despre mine. Nu mă interesează de nimeni altcineva. Dacă nu mă interesează de nimeni altcineva, atunci și Crăciunul este o obligație. Pomara este o obligație, sărbătoarea este o obligație, trebuie să mă fac cu familia este o obligație, pentru că eu am alte valori, mult mai importante, mă preocupă alte lucruri mai mult decât ceea ce este spiritul, familia adevărată. Pe Dumnezeu, presupun că l-am cunoscut de mic. Acum nu știu dacă presupun că pe Dumnezeu l-am cunoscut de mic. Acum nu pot să spun că l-am cunoscut sau am început să comunic
cum s-a întâmplat la un moment dat, când a început să funcționeze modalitatea asta de comunicare. Pentru că, până la o vârstă anume, exista... Noi nu am avut majoritatea noastră, presupun, din o generație, ultima generație a lui Răposatu, deci aș vrea să-i spun numele, nu am avut acces la o educație religioasă sau spirituală. Sau atunci era doar educația din casă, ceea ce spunea mama, tata și cei din casă. Aolo, e cu tremur, Doamne, apără-ne. Sau mergeam la biserică, aveam Paștele, Crăciunul, botezul, nu știu ce, dar nu a existat o oră la școală ca să-ți explice despre ce e vorba. Sau, și în familie, pur și simplu, dacă se mai găsea o Biblie prin casă, era o Biblie de asta, de contrabandă. Și modalitatea prin care am fost educat era pur și simplu să știi că trebuie să te închini, să spui Tatăl nostru, îngerașul nostru. Și... Da. O educație care practic ați plecat la drum. Da. Dar trebuie să existe în viața dumneavoastră un moment în care, într-o cumpănă, la o răscruce, ați simțit practic atunci vă întoarceți pentru Dumnezeu, că practic El este singurul care vă poate ajuta. Da, cred că cel mai bine am simțit-o când am plecat în România, în 89, când am fugit în țară și când am avut de petrecut cele 5 zile până să ajung în Grecia. Asta cred că a fost cel mai... momentul unde... evident, aia nu a fost mâna mea, a fost doar mâna lui Dumnezeu și de momentul ăla, tot ce mi s-a întâmplat în viață, a început să există o comunicare de asta, nu vreau să sun eu puțin mai privilegiat decât alții, dar o comunicare pentru că orice, nu spun orice mi-am pus eu în minte, orice i-am cerut lui Dumnezeu, mi s-a întâmplat. Deci nu a existat lucru pe care să-l cer, să mă rog, să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Poate v-ați rugat ceea ce vă trebuia, sau ați cerut ceea ce simțeați că aveți nevoie și atunci aveți o altfel de comunicare? Da, posibil există o comunicare la un alt nivel, pentru că e în concordanță cu ceea ce vreau să fac eu. Dar orice mi s-a întâmplat, Dumnezeu a fost acolo pentru mine și nu numai la lucruri bune sau la vise sau la idealuri. Și atunci când am fost pus într-o ipostază care nu prea îmi convenea, lucrurile de fapt mi se părea mie în momentul ăla că e ceva care nu e ok. Și de fapt mi-am dat seama după 6 luni, un an sau 2 ani, că Dumnezeu a făcut lucrurile de așa natură încât trebuia să întâmple lucrul la rău ca să întâmple ceva bine. Este cartea preferată, după care dacă aș putea să spun tot ceva care are de-a face cu a crede în ceva. Toată lumea ar trebui să țină un jurnal, pentru că trecem de foarte multe ori, și mai ales ca artist, și nu presupun că numai ca artist, toți oamenii, trecem prin anumite stări pe care noi ținem minte de obicei doar evenimentele, dar nu ținem minte că pe data de 27 iunie 2003 am plâns nu știu din ce motiv sau am râs nu știu din ce motiv. Și atunci e bine să ții un jurnal. Nu țin acest jurnal, dar dacă ar fi o zi favorită,
De obicei, oamenii ne gândim doar la zilele, zilele care au avut un impact asupra noastră, pentru că am realizat un vis sau un ideal la care am muncit. Dar observ că de cele mai multe ori, zilele în care am fost în cumpănă și am fost la o răscruce și am avut dificultăți foarte mari, atunci când mi s-a părut că nimica nu se poate mai întâmpla, de fapt, zilele alea mi-au adus la un moment dat mult mai multe beneficii și mai aproape de visul meu decât cele care mi s-a realizat visul. Deci dacă ar fi să spun o zi exact așa, nu știu, pentru că... Sunt prea multe. Nu, sunt prea multe și, de fapt, în fiecare zi este o zi nouă și în fiecare zi îi mulțumesc Dumnezeu și noaptea când mă duc să mă culc și dimineața când mă trezesc pentru tot ce-mi dă. De la a putea vedea, a putea mișca mâinile, de la sănătate, la fiecare lucru pe care îl am în viața mea și dacă pot îi spun pe zi, mulțumesc de 100 de ori, de 1000 de ori. Am 18 albume și după ce se termină producția albumului, niciodată nu ascult muzica mea. Deci eu am albume pe care pur și simplu de 15, 16, 18 ani de zile nu le-am ascultat niciodată. Și nu pot să le ascult. Nu pot să ascult, nu-mi place de mine, nu-mi place să mă ascult. V-ați criticat? Îți dai seama că m-aș critica pentru că, de fapt, nici nu pot să accept ideea de a mă asculta așa de mult. Nu, pur și simplu nu mă văd în impostaza aia. E foarte ciudat. Și nici nu pot să-i pun cuiva să asculte un album sau ceea ce am făcut în trecut, pentru că mă simt foarte... Nu pot să văd asta. Deci nu pot să mă ascult. Muzică depinde și de proiect, pentru că în ultimii ani ascultam diferite stiluri muzicale. Acum, de când am luat decizia să schimb traiectoria, am început iar să ascult muzică clasică și jazz. I chose the palm flute because it's, first of all, a tradition in my family. I enjoy more the palm flute after experiencing with all the other instruments. It comes from the same kind of jazz background that I do, but he has like a depth in a lot of different cultural styles that I never knew existed. And so that immediately earned my respect. His compositions explore a multitude of different styles, including jazz, world music and classical music. He has a lot of depth in a lot of different areas. I was in Greece and I was playing jazz on the pan flute, and which is very unique because my instrument, it's a diatonic instrument, and I'm doing a chromatic scale on it by bending the instrument. Berklee have sent to Greece a team. So I played for them jazz on the pan flute, John Coltrane and Charlie Parker and Miles Davis. They heard me and they gave me a full scholarship, and they cover for my housing, my trip and everything, and I arrived at Berklee. At the moment, I didn't know how much I knew, and I got a magna cum laude in 9 months. He does things I wouldn't even have dreamed possible on the pan flute, and he's just a wonderfully talented musician. He's very direct, he's focused, he's honest, and he's very funny. And he's a hard-working guy, and he's got an amazing energy. He's a very, very unique, original guy. I haven't met anybody quite like him, and I really think that he's a star. He's a star. I was just really drawn to him by his vision of this show and what it could be, and I think it's going to be a remarkable experience. I'm real proud to be involved in it.
preferat? Un model preferat de viață? Da, un om care să vă fie marcat viața. Aici o să fie o contradicție uriașă, dar cum tot în viață și există un echilibru al Universului, trebuie să ai și bine și rău, sau și alb și negru și... Winston Churchill pentru perseverență și ambiție, Alexandru Macedon pentru putere și nebunie și I don't give up, și Miles Davis pentru creativitate și libertate. To do my own music, to express my music to people and to make them feel a certain way. My biggest rush is when I perform in front of an audience. Niciodată n-am ascultat sfaturi. Am ascultat o dată la o opinie și la un sfat al unor prieteni și m-a costat 3 ani de zile din viața mea. Și nu mai ascult la sfaturi. Deci aș putea să spun doar opinia mea, care opinia mea poate... Opinia dumneavoastră către noi. Exact, poate it matters sau nu. Cred că cel mai important lucru este să-ți urmezi, sună ca un cliché line, follow your heart. Urmează-ți inima, urmează-ți visurile, idealurile. Nu asculta de nimeni. Oricât ți-a spune cineva că e imposibil sau nu poți să faci, du-te mai departe și fă ceea ce crezi tu că trebuie să faci. Nu da înapoi de la nimic. Dacă ți închide ușa, intră pe geam. Să știi foarte bine că 99% din timp persoana cu care vorbești, el se gândește mai mult la el decât la tine. Trebuie să-ți dai seama, până la urmă, că e vorba de tine și tu singur trebuie să ai grijă de tine. Asta e, după părerea mea, important. Visele. Visează cât mai mult și cât mai nebunesc și nimic nu e imposibil. Imposibil este doar o opinie. Dacă mi se poate întâmpla mie ce mi s-a întâmplat, îți dai seama că mi se poate întâmpla altui om mult mai multe, mai privilegiat. E vorba doar, la un moment dat, să-ți dai seama că poți să-ți depășești condiția, să ai frica și să faci lucrul ăla împotriva temerii.